S-a extins urmărirea penală. Normal că doar nu putea să-mi aducă la cunoștință vreun lucru bun. Lucru bun mă aștept numai de la judecător. Fiind acuzat de abuz în serviciu, pentru că 4 funcționari publici care au fost trimiși în judecată în dosarul mare din 2008, nu i-am suspendat din funcție, așa cum spune procurorul că zice la lege. Unul s-a pensionat. Cine e? Marica, unul a plecat, al doilea a plecat la un moment dat și nu știu, cred că mai unul. Potrivit DNA, cei 4 au fost trimiși în judecată pe 24 octombrie 2008 pentru abuz în serviciu contra intereselor publice cu obținerea de avantaje patrimoniale cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. Cred în continuare același lucru, că singurii care împart dreptate și care ne pot scăpa de hăituială sunt judecătorii. Și ați văzut că astăzi l-au achitat pe Marian Oprișan și vreau să spun că mă bucur tare mult pentru el. DNA a finalizat aseară, după aproape 10 ore, perchezițiile la Primăria Constanța. Procurorii au ridicat mai multe documente și contracte vechi din 1995, însă nu au chemat niciun angajat al instituției la audieri.